Chișinău s-a desfășurat campionatul municipal la taekwondo organizat de Federația Națională de Taekwondo ITF Contemporan din Moldova. Au concurat tineri și copii din mai multe localități. O parte din sportivii clubului au primit la această competiție certificatele ce atestă susținerea cu succes a examenului pentru o centură superioară, care sunt așteptate tocmai din Coreea de Nord. Așa cum am fost învățați de învățătorul nostru scump, domnul Vasile Filat, totdeauna după ce ridici un deal, este următorul, mai sus o treaptă. Și totdeauna este loc pentru mai mult bine. Și noi ne bucurăm pentru fiecare instructor că a putut să ridice o treaptă mai sus, să fie mai buni, că așa ne cere Domnul Iisus Hristos, să fim totdeauna cei mai buni în toate lucrurile. Pentru mine este o oportunitate să aduc ucenicii la aceste competiții. De data aceasta am venit cu cei doi copii ai mei, David și Emanuel. Pentru mine astfel de competiție este o oportunitate, cea mai bună oportunitate ca copiii mei să crească într-un mod frumos și să participe la campionat, să vadă și alți sportivi. Sunteți pregătiți și pentru sparing? Aproape. Da. Sunteți la prima competiție? A doua. Aveți emoții? Da. Nu. De ce vă place taekwondo? Pentru că ne învățăm să ne apărăm în viață și e interesant. Mie îmi place taekwondo din cauza că învăț și studiu biblic despre Dumnezeu și plus că mă pot și apăra și mai iau și medalie. De fapt, asta noi cu soțul am decis că el este un sport, nu e atât de periculos pentru copii și am decis că un copil, de fapt, ar trebui să se ocupe, mai ales pentru băieți, de fapt, în ziua de astăzi, să știe să-și poată să apere pe el, să poată să-și facă un corp frumos și, de fapt, într-un corp frumos, o minte sănătoasă. Asta e sportul, după mine. Sunteți la prima competiție? Nu, deja noi mergem de la 6 ani. Am avut și locul 2, am avut și locul 3, am avut și locul 1. Astăzi o să vedem cu ce o să ne alegem, cât de bine. Aveți emoții? Da, sigur. Eu am fost la serviciu, acum repede am fugit că copilul are. Noi permanent suntem, întotdeauna suntem la toate competițiile, participăm cu el, să-l susținem, de fapt, că tare mult înseamnă susținerea părinților pentru un copil. Au fost oferite și înaltul grad de 7 dan președintelui clubului Vasile Filat și 6 dan vicepreședintelui Sergiu Filat. Pentru mine este o realizare frumoasă. Vreau să-i mulțumesc foarte mult domnului Vasile, învățătorul meu, pasiunea dumnealui, disciplina care am văzut-o în toți anii aceștia, exemplul lui, dedicarea m-au inspirat întotdeauna. În cadrul deschiderii oficiale, președintele Federației de Taekwondo Contemporan din Moldova, Vasile Filat, pregătește de fiecare dată un mesaj pentru sportivi și părinți. De data aceasta i-a îndemnat să se păzească de pericolul pornografiilor. Am făcut mesajul fiind șocat de știrea care am auzit-o despre băiețelul din clasa a treia, dintr-un sat din Ungheni, care a fost violat de alți școlari, 4 băieți din clasa a șasea. Și m-am gândit cât e de groaznic băiețelul acesta, el n-a avut nicio protecție de la nimeni. Și tocmai pentru că el nu avea nicio protecție, a ajuns obiectul unei astfel de mari batjocuri și crime odioase. Și atunci i-am învățat azi, i-am chemat azi pe toți discipolii noștri ca să ia apărarea celui lipsit de protecție, să ia apărarea săracului, orfanului, celui care este în suferință, să se pună pentru el, să-l apere, să nu permită așa ceva să se întâmple acolo unde sunt ei, să intervină imediat, primul lucru. Al doilea lucru pe care i-am învățat pe ei, să se ferească de pornografie, nimeni nu le vorbește, dar ei au acces liber la pornografie. Vin prietenii lor și le arată pornografie alții și le-am spus la toți să se ferească de pornografie, pentru că asta este o travă pentru mintea lor. Am avut un mesaj pentru părinți. Bărbații nu participă în educația copiilor. Mi-am arătat aprecierea pentru toți acești instructori care muncesc din greu la clubul nostru. Da, avem și fete instructoare, dar vreau să arăt că aici sunt băieți care învață și îi pregătesc pentru viață și învață lucruri practice pentru viață pe toți discipolii noștri. I-am îndemnat pe părinți să-și îndeplinească rolul lor de a-i învăța pe copii, de a-i educa pe copii și mai ales am făcut un apel la tați azi. Competiția s-a desfășurat pe 19 octombrie în incinta sălii sportive a Universității de Stat de Medicină și Farmacie din Moldova. Antrenorii clubului Stolas Leocas lucrează săptămânal cu sute de copii din diferite localități ale Moldovei. Îi învață luptele marțiale și Biblia.